Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, însoțim în continuare poporul Domnului în drumul lui către țara promisă. Îl însoțim și în procesul de formare ca popor al lui, pentru că este unul de care avem și noi nevoie. Și noi suntem asemenea Israelului. Israelul era poporul Domnului, Domnul l-a ales. Numai că în ceea ce privea acțiunile poporului, nu erau tocmai cele care ar fi fost compatibile cu calitatea lor de popor al lui Dumnezeu. Iată de ce este atât de important pentru noi să însoțim acest popor, pentru că multe din atitudinile și acțiunile lui ne caracterizează și pe noi. Dar să vedem ce ne mai aduce nou capitolul 17 din Cartea Exod. Să nu uităm că poporul se afla în drum spre țara promisă și deja trecuse mai mult de o lună de zile de când plecaseră din Egipt. De atunci au avut parte de mai multe experiențe menite să-i ajute să-L cunoască pe Domnul trecerea Mării Roșii, hrana pe care le oferă Domnul în fiecare zi, nu sunt experiențe comune și ar fi trebuit să dezvolte în popor credința în Dumnezeul care le purta de grijă. Numai că poporul se gândește destul de mult la ceea ce îl lăsase în Egipt. Uitase greutățile robiei și se gândea mereu la ceea ce avusese acolo și îi lipsea în deșert. Să nu uităm că tot ceea ce li s-a întâmplat lor este pentru învățătura noastră. Deci să urmărim cu atenție fiecare detaliu. Poporul este acum în deșertul Sin și continuă călătoria. Toată adunarea copilor lui Israel a plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo, chinuit de sete, și cârtea împotriva lui Moise. El zicea: Pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre?. Mai spuneam și cu altă ocazie că acesta este refrenul iubit de popor. Mereu să plângeau de ceva. Niciodată nu erau mulțumiți de ceea ce aveau și mereu doreau ceea ce nu aveau. Nu trebuie să fim prea drastici în judecata asupra lor, pentru că Dumnezeu i-a ales pe ei, deoarece ne reprezintă atât de bine pe fiecare dintre noi. Refrenul lor favorit este că Dumnezeu i-a adus în deșert pentru a scăpa de ei. Este adevărat? Dragii mei, mă întreb, nu cumva și noi îl acuzăm pe Dumnezeu că nu are grijă de noi? Sau nu cumva desconsiderăm ajutorul lui luând grija existenței asupra noastră și excluzându-l din viața noastră? pentru că aceasta făcea Israelul. Asemenea, unor copii răsfățați nu luau deloc în considerare ceea ce le dăduse Dumnezeu, ci numai ceea ce nu aveau atunci. Aceasta era marea lor problemă și trebuie să recunoaștem și a noastră dese. Acum poporul cerea din nou apă. Este uimitor că de repede au uitat experiența de la Mara. Vedeți, problema nu este că ei cereau apă. Aveau nevoie de ea. Dar atunci Domnul le-a dat o lecție cu privire la modul în care ei primesc apa, în mod specific. Dar nu numai experiența cu apa este uitată. Hrana pe care o primeau nu avea nimic natural în ea, ci era o minune pe care Domnul o făcea în fiecare zi pentru ei. Dar, cum spuneam, toți suntem la fel. Existența noastră este o minune, și cu toate acestea o considerăm un lucru normal, banal. Considerăm că Dumnezeu nu are nicio contribuție. Șansa noastră este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu iubitor și cu multă răbdare. Dar să vedem în continuare ce face Domnul cu poporul său. Moise a strigat către Domnul și a zis, Ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și-au să mă ucidă cu pietre. Moise nu are încă răbdarea Domnului cu poporul. El începe să se și teamă de popor, mai că Dumnezeu nu-l lasă singur. Domnul a zis lui Moise, Treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și Toiagul cu care ai lovit drâul și pornește. Toiagul acesta este cel pe care moise să-l folosise în minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în Egipt. Dar, bineînțeles, nu Toiagul este acela care conținea puteri magice. Domnul a fost acela care s-a implicat în toate aceste minuni. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moi s-a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceardă. Căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Aceasta este prima menționare a stâncii și a apei care a ieșit din ea. Ce reprezintă această stâncă? Ei bine, nu suntem lăsați să facem tot felul de speculații cu privire la ce ar putea însemna ea. Duhul Sfânt este acela care ne explică despre ce este vorba. În prima epistolă adresată Corintenilor la capitolul 10, primele patru versete aduc o lămurire în acest sens. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Iată că tot acest proces are o semnificație aparte. Mana pe care o mâncau izraeliții era un simbol al pâinii vieții, care este Domnul Isus. Domnul este de asemenea apa vieții sau apa vie, așa cum este și stânca viacurilor. Dragi prieteni, ce contrast este între credința acestor oameni și toate aceste simboluri care vorbesc despre răscumpărătorul, Domnul Isus Hristos. În cartea numeri găsim o nouă referire la faptul că poporul se plânge că nu are apă. În prima dată, ceea despre care tocmai am vorbit, Domnul îi spune lui Moise să lovească stânca și din ea iese apă. În pasajul din numeri, Domnul îi dă cu totul al de instrucțiuni lui Moise. Ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron. Să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea vă va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adă pe adunarea și vitele lor. Problema este că Moise nu înțelege ceea ce îi spune Dumnezeu. Dumnezeu este foarte adevărat, a spus prima dată să lovească stânca. Dar de această dată nu spune altceva decât ca Moise să vorbească stâncii. Dar se confunde lucrurile. El lovește stânca din nou. Vedeți, motivul pentru care trebuia să vorbească stâncii este acela că ea fusese deja lovită. Aici avem o învățătură spirituală profundă cu privire la Domnul Isus. Domnul Isus a fost crucificat cu două secole în urmă și el a spus atunci s-a sfârșit. Și este foarte corect. Tot ce ținea de Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea a fost definitivat, completat. Nu mai este nimic de făcut, nu mai este nimic de adăugat, pentru că Domnul Isus a făcut deja totul. Nu mai este nevoie ca Domnul Isus să fie crucificat din nou pentru noi păcătoși. Pedeapsa care ne dă nouă pacea cu Dumnezeu a căzut peste el și de acum nu mai trebuie să adăugăm nimic la aceasta. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să credem în această jerfă. Să vorbim stâncii, care nu este nimeni altcineva decât Domnul Isus, el este acela care a dat apa vieții. El este acela care ne-a izbăvit de la moarte. De la această stâncă ne vin nouă astăzi toate binecuvântările. Această apă răcoritoare vine să ude buzele însetate ale celor păcătoși. Versetul 3 din capitolul 1, epistola către Feseni, ne spune și acolo. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Stânca a fost lovită odată și este de ajuns, pentru că din ea curge acum un izvor de apă vie. Lumea nu este suficient de mare pentru abundența acestui izvor. Cu toate acestea, din păcate, sunt foarte multe persoane care sunt însetate și nu vin acolo unde ar găsi alinarea pentru sufletele lor. Sunt milioane de oameni care ar vrea să bea din aceste izvoare, dar canalele credinței lor sunt închise de lipsa de încredere, păcate sau indiferență. De asemenea, sunt mulți care pretind doar că sunt ai Domnului Isus, dar realitatea este cu totul alta. Dragi prieteni, lumea din jurul nostru este în cea mai mare parte o lume însetată după neprihănirea dată de Domnul Iisus. Asemenea, femeii Samaritene și noi suntem robii tradițiilor și păcatelor noastre iar Dumnezeu are un izvor de binecuvântare. Celui ce bea nu îi va mai fi sete în viac, este cuvântul Domnului. Este o minunată promisiune. Să mergem însă mai departe cu poporul evreu, pentru că acum ajung la prima confruntare cu un alt popor. Amalek a venit să bată pe Israel la Refidim. Cine erau acești amaleciți? Ei erau descendența lui Esau. Erau inamici din totdeauna a Israelului. Dacă ne aducem aminte, Esau era o imagine a carnalității, a simțurilor. El era cel care se îndelenicea cu vânătoarea, era războinicul, iar urmașii lui păstraseră și ei aceste calități. Israel nu ar fi putut să învingă dacă Domnul nu ar fi fost cu ei. În același fel, dacă Dumnezeu nu este de partea noastră, noi nu ne putem împotrivi firii noastre pământești numai prin mijloacele proprii. În acest veșnic război dintre carne, dintre fire și spirit, este nevoie de intervenția lui Dumnezeu. În capitolul 5 al epistolei ce o adresează galatenilor, Pavel explică Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Cam aceasta este și imaginea lui Amalek în luptă cu Israel. Atunci Moise a zis lui Iosua, Alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Josua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek, iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Dacă aruncăm o privire atentă asupra relatării acestei lupte, nu va fi greu să observăm că ea a fost de fapt dusă sus pe munte. Este o luptă dusă în rugăciune. Ea nu a fost câștigată datorită calităților combative ale Israelului. Ea a fost o luptă câștigată de Moise prin rugăciune. Acum, din nou, dacă facem paralelismul cu lupta spirituală, trebuie să înțelegem că Domnul este cel care duce lupta în locul nostru. Și el este cel care o câștigă. Să ne întoarcem la Moise, care era sus pe munte. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise, fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de-o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfârșitul soarelui. Și Iosu a biruit pe Amalek și poporul lui cu teișul sabiei. Iată modul în care a biruit Iosua pe Amalek prin rugăciunile lui Moise. Dar cred că este un moment potrivit să ne oprim puțin asupra lui Iosua, întrucât este un personaj cu care ne vom întâlni destul de curând. El va fi succesorul lui Moise și iată că de acum este pregătit pentru această poziție. Iosua este un om obișnuit, dar Dumnezeu îl alege pentru o misiune importantă. De aceea Dumnezeu îi spune lui Moise să-l informeze care este soarta din urma lui Amalek, judecata. Domnul a zis lui Moise, Scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte și îi spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Aceasta este prima mențiune făcută în scriptură cu privire la faptul că Dumnezeu cere să se consemneze ceva în această formă scrisă. Se prea poate că aceasta să fi fost în cele din urmă originea cărții Exod. Oricum, Dumnezeu cere să se consemneze o promisiune importantă. Rezolvarea conflictului carnal-spiritual portretizat aici de conflictul Amalek-Israel. Domnul spune că se va descotorosi de Amalek. În același fel, Dumnezeu se va descotorosi de tot ce este lumesc, tot ce este în puterea cărnii. Atunci când Dumnezeu va lua la sine biserica sa, ea va fi schimbată. În prima epistolă adresată Corintenilor, capitolul 15, versetul 52, scrie așa Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Și mai departe. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Dacă Dumnezeu ar lua la sine biserica fără să o schimbe, atunci cerul ar deveni un loc la fel ca și pământul acesta. Pentru că este natura noastră acest blestem al păcatului care aduce distrugere peste tot pe unde mergem. De ce avem nevoie de schimbare? Iar Dumnezeu promite că vom fi schimbați. Nu știm încă în ce manieră se va petrece aceasta sau cum va arăta acest nou trup de slavă despre care vorbește Scriptura, dar cert este că se va întâmpla așa cum spune ea. După această victorie, se ridică un altar în cinstea Domnului. Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul Steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalek din neam în neam. Nu-l găsim noi pe Moise construind prea multe altare, Spre deosebire de Avram sau Isaac, Moise nu este chiar omul altarelor. Acesta nu îl face mai puțin credincios decât ei. Însă în această ocazie specială, Moise ridică un altar care îi dă un nume deosebit. Domnul Steagul meu. Acest nume este inspirat și de faptul că Amaleciții, un popor războinic, veniseră probabil cu semnele puterilor, cu steagurile lor, pe când Israel, un popor mult mai pașnic, nu avea aceste însemne. Dar ce frumos este că evrei recunosc că Domnul este steagul lor. El este de fapt tăria lor. Fără el, ei nu pot face nimic. El este acela care a dus lupta pentru ei. În psalmul 20 este o cântare de lupta lui Israel care spune cam așa. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Și în ceea ce privește viața spirituală este la fel. Unii se bizuie pe educația lor. Sunt încrezători că aceasta le va aduce mântuirea de care au nevoie. Alții se încred în tradițiile lor sau în lucruri care țin mai mult de lumea aceasta decât de ceruri. Dar în acest război spiritual pe care îl ducem noi toți, nu noi vom aduce biruința prin orice am încerca. Domnul Isus este singurul care poate să aducă biruința pentru noi. Orice încercăm noi este deprisos, el este semnul tăriei noastre. Crucea este steagul sub care trebuie să luptăm, altfel este o luptă zadarnică și fără sorți de izbândă pentru noi. Dragi prieteni, astfel s-a încheiat prima luptă a poporului evreu. A fost o luptă în care și ei au fost chemați să intervină, dar Victoria a venit prin rugăciune, prin intervenția Domnului. Oare suntem noi conștienți de puterea rugăciunii? Îi cunoaștem noi efectele, puterea? În momentul în care mâinile lui Moise slăbeau, Israelul era birui de Amalek. Când mâinile lui Moise se ridicau, Israel împingea pe Amalek. Este o minunată imagine a războiului spiritual. Când rugăciunea lipsește din viața noastră, firea, natura păcătoasă, este aceea care câștigă teren. În momentul în care venim în rugăciune înaintea Domnului nostru, Duhului Cel Sfânt începe să îndepărteze natura noastră coruptă. Iată de ce viața noastră spirituală este atât de strâns legată de rugăciune. Dar deci să recapitulăm trei lucruri importante legate de acest episod. În primul rând, Dumnezeu promite că se va descotorosi, va scăpa de amarec. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va rezolva și problema vechii naturii. În al doilea rând, Dumnezeu nu va face niciun compromis cu vechea natură. El promite înlăturarea complet și definitivă a acesteia. Domnul a luptat cu Amalek în fiecare generație până la dispariția acestui popor. Un al treilea aspect important este acela că acest conflict va continua pe tot timpul cât copiii lui Dumnezeu vor mai locui în aceste trupuri. În toată această existență va exista acest conflict dintre dorința noastră carnală, o dorință rea coruptă și dorința Duhului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel exprimă foarte bine acest conflict căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, ia că ce fac. Deci, ce ne rămâne, dragi prieteni, de făcut? Să intrăm și noi sub steagul de luptă al Domnului și să îi îngăduim să aducă victoria în viața noastră. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.